senzația. Și ia să vedem. Ieri a fost ziua lui și astăzi am ținut foarte mult să fie aici și să-i spunem împreună la mulți ani, domnule Aurelian Temișan. Ah, Sam! Deci dacă s-a lăsat cu domnule, deja sunt emoționat. La mulți ani, mulțumesc. M-am uitat și eu câți ani ați împlinit ieri. La mulți ani. În sfârșit, îmi port vârsta atât în buletin cât și, mă rog... Păi nu prea vă portați. Dar în suflet sunt cu mult mai tânăr și asta trebuie să vede și în activitate. Din fericire, am care dreptate, oamenii care vin să vadă acest spectacol, chiar dacă ne cunosc pe noi de atâtea ani, atâta timp cât noi rămânem în rol și ducem această poveste mai departe, la final sunt atât de emoționați și atât de prins de poveste că avem senzația că un sfert de oră de aplauze devin prea puțin, prea puține față de cât ar merita și ei și față de câtă energie ne transmit ei din sală. Un sfert de oră de aplauze. N-am mai auzit de mult asta la... în România. Suntem mult mai bogați astăzi, crede-ne, din punctul ăsta de vedere, pentru că am trăit ceva ce nu se poate povesti în cuvinte. Hai să dau un exemplu pe care nici Anca nu-l știe, pentru că ea n-a fost, din păcate pentru... Ea n-a fost la Cluj. Am jucat la Cluj pentru tri. Clujenii sunt mai molcom, sunt ardelenii, că știe clar că demarează mai greu orice activitate în viața asta. Poate asta îi face să și trăiască mai mult, mai liniștit, mai relaxat față de noi care ne agităm din orice și aproape din nimic de fiecare dată. Au debutat un pic mai greu în spectacol, în schimb la final am avut parte de o reacție pe care nu am trăit-o de multe ori în viața asta ca artist. Acea imposibilitate de a te da jos de pe scenă, pentru că ei erau atât de dornici să ne mai vadă măcar o dată, pentru că se terminase și orice umbră de muzică posibilă, încât nu ne gândea să plecăm, am rămas extrem de entuziasmat și de bucuroși la final. Aurelian, hai să revenim la ale noastre. Ieri a fost ziua ta și cred că e pentru prima oară în ultimii mulți ani când s-o petrece în România. E foarte adevărat, am suferit între ghilimele, adică m-a râcrit un pic faptul că n-am putut să fiu cu băieții mei la Moscova, unde în ultimii 5 ani de zile mi-au spus la mulți ani și mi-au cântat și mi-au făcut diverse surprize, dar în același timp, crede-mă, ieri am trăit un triumf, spunându-mi filme la mulți ani în față și bucurându-mă de ziua mea și Monica la fel, mai ales că fiind privat de această posibilitate în ultimii ani, am tânjit după această posibilitate. În schimb, se pare că le-am purtat noroc colegilor mei, nefiind la Moscova, au ieșit din nou campion mondial. Au bătut Rusia în finală? Da! Au bătut Rusia în finală și suntem din nou campion mondial după 4 ani de zi. Tare! Cred că te-a ros un pic faptul că n-ai fost acolo. Da. M-a rost, dar m-a bucurat în același timp pentru că motivația numărul 1 a neparticipării mele la Moscova a fost acest mega proiect Mamma Mia, pe care cred că oricare artist din lumea asta și l-ar dori să facă parte din această distribuție și să aibă posibilitatea să lucreze cu oameni de afară și cu o echipă atât de mare și de bine pusă la punct. Înțeleg că ai lăsat și piesă de ziua ta, adică ai avut multă treabă. Dragule, musical, am trimis link cu piesa în cazul în care n-ai văzut-o, am să-ți trimis, dar într-adevăr mi-am făcut un cadou profesional, cum am spus ieri într-o postare, cadoul meu de ziua mea pentru cei care îmi sunt prieteni pe Facebook, pentru cei care iubesc muzica bună și de petrecere. Cântă Mahalaua cu tot cu clip, ieri ce audio și video a fost lansat de ziua mea. Și ai mâncat ceapă, muștar... Ai fost asta a fost un moment foarte interesant, că pe lângă cadouri, dar pe care nu le-am vrut neapărat, pe mine m-a bucurat ca cei de față, cei invitați care au fost doar nași și fiind, deși nu ne-am propus să www.nășimtot.ro, avem câteva perechi de fiind de suflet, pe care i-am chemat ieri la petrecere, și ne-au venit, ne-au răspuns, inclusiv nașii, familia Chinciu. Unul dintre nepoți a venit cu o cutie foarte frumoasă, cu fundă, am desfăcut-o și când am ridicat capacul, 7 borcane de 7 feluri de muștar posibil, și boabe, și iute, și cufre, și dulce, și de la bunica, și de toate, încât nu mai cumpăr cel puțin 8 luni de zile. Eu fiind un mare mâncător de muștar. Am înțeles. Mai puțin cu nu știam despre pasiunea asta ascunsă a ta. Da, mă rog. Nu e o obsesie neapărat, dar a fost un cadou interesant. Da, ai crescut lângă tecuci, de aia ai fost aproape de muștar. Ai să râzi, eu puneam lău tot timpul, te culci, că mie mi-a făcut tot timpul să dorm după amiază și nu neapărat ca om de frumusețe. În orice caz, a fost un zi frumoasă, ieri plină și extrem pe sufletul meu. Și ați împlinit 18 ani de
De la Logodnă, cred, nu? Da. Da, ieri de dimineață, la prânz, de fapt, la 11, am fost la Mănăstirea Pisuieta, unde acum 18 ani, pe 3 iunie de ziua mea, numai că pica sâmbătă, ne-am logodit. 6 ani mai târziu, pe 3 iunie 2006, am făcut nunta și uite cum am făcut și 12 ani de la acest act în fața domnului respectiv Unirea Sâmbătelor, deci, prin semnătură. Sunteți două exemple că se poate. Anca tocmai mi-a povestit despre cei 20, tu despre 18. Se păi poate. Suntem din generația se care poate. Nu prea se mai fabrică, Mihai. Corect. Și nici nu e rechemată în service. Adică vă țineți bine. Din fericire, da, avem structura bună și probabil și alimentația și tot modul ăsta de viață pe care îl avem. E bine, uite, Anca probabil ți-a spus, are aproape 30 de ani de când mai mănâncă carne și probabil și asta a contribuit și contribuie la felul în care arată și la felul în care este invidiată la cum arată. Dar ea, eu cred că pe ea o interesează să se ia bine în pielea ei, nu să fie apreciată de alții, neapărat. Așa că suntem niște exemple pentru cei care ne vor neapărat ca exemple. Noi nu vrem decât să fim noi și să putem duce mai departe ceea ce am învățat de la părinții noștri și de la bunicii noștri. Vă mulțumesc mult de tot, la domnule. La mulți ani, încă o dată la mulți ani, Aurelian. Și te invit, Mihai, te invit să asculti piesa și să-ți placă și să o și dansezi. Cântă Mahalau. Tocmai o ascultasem, o ascultam acum pe fundal, nu știu dacă tu auzi. Mulțumim fundal încă o dată. Aud, dar Dora, de câteva zile de când a văzut clipul și a ascultat piesa, Dora Simea, care acum e lângă mine și abia așteaptă să o culc, că mâine pleacă într-o excursie cu clasa, nu face decât să-mi cânte precum Mahalau în fiecare dimineață. Te pupam!